siguranță în Polonia, cum este și în alte țări, cum e în Elveția, de exemplu, unde se face armată de către toată lumea până la 40 de ani, totul a intrat efectiv într-o rutină în baza căreia statul câștigă bani, nu pierde. Adică statul folosește toți cetățenii în funcție de pregătirea lor până la vârsta de 40 de ani, în așa fel încât ei să fie în slujba țării, în armata statului. Ca să epuizăm acest subiect, domnule general, ce ar învăța un tânăr din România într-un